Sărutul mâna doamnelor și domnișoarelor, bine v-am găsit la o nouă transmisiune direct în limba română, stimați telespectatori. Vă spune din studioul mare de la TV Bucovina Cernăuți, jurnalistul Leonid Parpauț. La rugămintea cetățenilor din satele Stălenești, Nisvoia și Mămăligă, redacția emisiunii în limba română de la TV Bucovina, Radio Bucovina, portalurile de știri, Book Press din Cernăuți, Valea Prutului, redacțiile ziarelor Libertatea Cuvântului și Zorile Bucovine continuă să mediatizeze situația ce s-a creat în comuna teritorială Mămăligă ca urmare a neglijării totale opiniilor părinților din aceste localități cu privire la reorganizarea sferei învățământului în cele trei școli. Astăzi, în platoul nostru de filmare, a fost invitat domnul Vasile Tărățeanu, directorul Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzaică din Cernăuți. Bună seara! Bună seara! Domnul jurist Iosif Cernușca. Bună seara! Deputatul în Consiliul Regional Cernăuți, Vitalie Baltă, bună seara. Bună seara. Și președintele Ligii Tineretului Român din regiunea Cernăuți, Vitalie Zăgre, bună seara. Bună seara. Dragi telespectatori, suntem în transmisiune directă, dau un număr de telefon pentru dumneavoastră, deci cugetările, opiniile contează pentru noi, așa că aveți posibilitatea pe tot parcursul celor 50 și ceva de minute să formați cele două numere de telefoane care deja au apărut la ecranele televizoarelor dumneavoastră, dar să nu uitați să formați și prefixul orașului Cernăuți, deci vizionare plăcută. Vă salut cu mult drag, mulțumesc, domnule, în platoul de filmare a studioului de seară, deci din capul locului, așa, să dăm curs discuției noastre. Astăzi, domnul președinte Radei Supreme, Andrei Parubii, a spus că procesul de descentralizare a fost suspendat fiindcă nu s-au făcut modificări la Constituția în legătură cu faptul că urma să se acorde niște statute speciale, deci teritoriilor ocupate de pro-separatiștii ruși în estul țării noastre. Dacă ar fi să dăm așa un calificativ, știu cum este aplicată astăzi descentralizarea în Ucraina, domnule Tărățeanu? Vreau să spun că e o campanie prost pregătită și absolut deocamdată contradictorie situația din Ucraina. Acum când are loc un război, când situația este foarte încordată în Ucraina, această decentralizare, într-o anumită măsură, tulbură spiritele și încordează și așa încordată situație social-politică din Ucraina. Pe noi, ceea ce se întâmplă, desigur că ne atinge în foarte mare măsură ceea ce se întâmplă în Donetsk, încolo, în zona aceea, pentru că am dispărut și mulți dintre conaționalii noștri, au murit alături de ucraineni și reprezentanții ai națiunii noastre. Dar ne doare în mare măsură faptul că cel mai mare, chiar lucru, pentru că mor încetul cu încetul, moare limba română la noi în regiune și n-aș vrea ca limba noastră română să se numere printre cele 10 limbi care dispar anual din lume. Ori la momentul actual în întreaga lume funcționează peste 6.000 de limbi, dintre care 3.000 sunt pe cale dispariției. Unele sunt vorbite așa ca mandarina, sunt vorbite de peste 1 miliard și jumătate aproape de populație. Alte limbi sunt precum sunt spaniola sau germana sau engleza, sunt vorbite de asemenea de foarte multe milioane de oameni, de asemenea de peste 28 de milioane de cetățeni este vorbită limba română, limba noastră. Dar dacă se vor produce asemenea lucruri cum se produc acum, dacă numărul de școli din regiunea noastră, care erau de 114 imediat după război, când Consiliul, Comitetul Regional de Partid transmitea la Kiev că în regiunea Cernăuți funcționează 114 școli cu predarea obiectelor în limba moldovenească, că tot română este această limbă, ca și cea din Dobrogea, ca și cea din Maramureș, ca și cea din Ardeal, așa și limba din Moldova noastră, istorică Moldova lui Ștefan cel Mare. Și
114 școli. Deci cu 75 de ani în urmă, regiunea Cernuși era 114 școli. La 1990 noi aveam 87, până am început să crească în primii ani de putere ucraineană. Am ajuns la 92 și din 91-92 am început să dăm tot înapoi, grație unei politici, aș spune, absolut inadecvate pe care o promovează politicienii ucraineni. Numărul școlilor noastre a fost redus în momentul de față la 63 și tot nu suntem siguri pentru că nu știm ce se va întâmpla. Da, bine, mulțumesc. Urma să fie un răspuns mai laconic, fiindcă fiecare invitat la emisiune să-și spună părerea sa. Domnule jurist Iosif Cernușca, cum se împacă aici lucrurile? Deci domnul Parubii spune că continuă discuțiile în comitetele Parlamentului ale Radei Supremei cu privire la procesul de descentralizare și tot astăzi, după amiază, urma să aibă o întrevedere, deci o întâlnire de lucru, de fapt, a premierului domnului Vladimir Groisman cu primarii orașelor. Dacă e să-l cităm pe domnia sa, a spus că, deci pe pagina sa de Facebook, domnia sa este ferm convins că multe dintre sursele financiare deja sunt folosite, sunt utilizate la dezvoltarea infrastructurii. Sunt reparate drumurile, e reparată tehnica, așa, în noile comunități formate. Se repară și obiecte de menire socială. Cine are dreptate? Dacă am vorbit despre cadrul juridic și toate aceste momente despre care ați vorbit, putea spune că procesul acesta de descentralizare a scos la iveală unele probleme legate de partea legală a acestui proces și anume în legătură cu legislația. Da, e drept că unele alocații, unele subvenții au fost date și Cabinetul de Miniștri a primit unele hotărâri și, după câte știu, unele comunități teritoriale le-au primit. Cum le-au reprezentat și în care parte le-au întrebințat, aceasta nu știu, dar sunt așa momente. După cum ați accentuat acel moment și domnul Grosman a spus că, în primul rând, ar fi bine ca de atras atenție la momentele infrastructurale. Dar, cu părere de rău, vedem că acest proces, și vorbind la emisiunea de astăzi, a atins acele momente care, de fapt, ar trebui, probabil, a fi atinse chiar pe la sfârșitul acestei reforme, atunci când vorbim despre școli, grădinițe, etc., sfera aceasta. De aceea, aș spune că această bază legală și baza juridică, ea trebuie perfecționată și probabil de aceea și domnul Parubii a spus că puțin s-a stopat, deoarece privind în Rada Supremă, acolo se discută, cu părere de rău, cam alte întrebări decât acele care sunt legate mai așa de jos de omul de la țară, de aceea care ar rezolva problemele acute. Bine, domnule deputat în Consiliul Regional Cernuș, Vitalie Balta. Deci ne gândim așa, oamenii spun că orice reformă urmează să fie făcută în folosul oamenilor, în folosul unui sat, unei localități, așa, și nu în detrimentul lor. În folosul lor ar însemna ceva normal când se ține cont de părerea localnicilor, să mă exprim în felul următor, așa, opinia dumneavoastră. La bun început, procesul de centralizare a avut o idee bună. Deci speranțele erau enorme, oamenii erau încredințați că și schimbările vor fi, ceea ce așteptau de mulți ani, de la ziua independenței a Ucrainei. Deci foarte multe promisiuni au fost, mai mari pe tot încredințări, dar am ajuns la o etapă când oamenii puțin au rămas dezamăgiți în urma acelor procese care au loc acum în comunitatea Mama Liga, de ce e că o și reprezint pe ea și nu reprezint altă comunitate. Deci oamenii puțin nu înțeleg acest proces de centralizare, nu sunt informați până la capăt. Cei ce ar dori ca să fie în viitor înfăptuit acel lucru mai bine. Adică am spus-o numai o singură dată, din păcate lipsește comunicarea dintre acei consilieri în această comunitate și cu populația care ar dori să obține mai multe informații ce se întâmplă
în urma acestor procese. Da, vă mulțumesc. Deci orice euro forum urmea să aducă ceva beneficii pentru oameni, fiindcă acea perioadă de 2 ani și jumătate de așteptare, de chinuri, cum spun țăranii, de la țară, dar nu prea observă, nu prea simt rezultatele acelei reforme și oamenii nu trebuie să devină jertfele acestei reforme. Reprezentanții ONG-urilor, așa, știu, pot să influențeze asupra deciziei deputaților în comunitățile nou formate. Ei pot într-un fel oarecare, dar să atenționeze că, iată, urmează mai întâi de toate să țineți cont de părerea oamenilor și nu să neglijați părerea lor. Chiar de la bun început, când a fost luată această decizie de către consilierii comunei Mămăliga, ONG-urile din regiune au fost și mass media românească, au fost printre primele organizații, aș putea spune, care au sesizat acele încălcări și au încercat să soluționeze acea problemă, însă, iată, după cum vedeți, nu s-a ajuns la un numitor comun, nu s-a, vocea poporului, vocea oamenilor de la țară nu a fost auzită. Din păcate, știm destul de bine că aceste reforme, după cum spunea și domnul Tărățeanu, sunt niște reforme grăbite, sunt niște reforme greșite, pentru că oamenii vor simți pe pielea lor în perioada de toamnă-iarnă, când vor primi acele servicii comunale, când va trebui să plătească pentru acele servicii comunale destul de umflate, când nu vor avea de unde să achite aceste, pentru aceste servicii, salariile au rămas neschimbate, prețurile la medicamente sunt destul de scumpe, iar, după cum spunea un politician chiar ieri într-o emisiune televizată națională, peste 5 milioane de cetățeni ai Ucrainei muncesc peste hotare, peste 2 milioane de cetățeni sunt șomeri. Deci, dacă se vor închide și aceste școli românești, dacă vorbim la moment, în momentul de față despre școlile din Bălcăuți, Nesfoia și Stărinești, care vor deveni filiale, evident că și acolo vor fi unele schimbări și acolo vor rămânea unele reduceri de cadre. Deci numărul acelor șomeri va crește totodată odată cu aceste noi reforme pe care unii le consideră bune, noi reprezentanții asociațiilor național-culturale le considerăm încă destul de greșite, aș spune eu. Așa, domnul prim-ministru Grosman, care s-a întâlnit astăzi, probabil că în aceste clipă mai continuă ședința de lucru cu primarii orașelor și orășelilor țării noastre, a spus că numai grație descentralizării financiare în comunitățile teritoriale noi formate sunt construite drumuri, se repară șosele, sunt reparate grădinițe, școli, etc. La noi însă situația, deci tabloul are niște culori cam sumbre. Pronunțându-se împotriva unei astfel de optimizări, deci a rețelei învățământului în raionul Nouă Sulița, când nu se ține cont de părerea oamenilor, reprezentanții comunității românești din regiunea Cernăuți au dat publicității unei scrisoare deschise către șeful administrației regionale de stat Cernăuți, domnul Alexander Șiciuc. Deci subiectul pregătit special pentru această transmisiune directă. Scrisoarea deschisă este semnată de Centrul Cultural României Odoxiu Hrumuzachi, Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu, Societatea Scriitorilor Români din Cernăuți, Liga Tineretului Român Junimea, Societatea Golgota din Ucraina, Asociația Medicală Regională Isidor Bodea, Societatea Jurnaliștilor Români Independenți din regiunea Cernăuți și Centrul Media Book Press. Decizia din 30 mai curent a Consiliului Comunei Mămăliga Noua Sulița a provocat indignare în satele în care s-a anunțat desființarea școlilor de gradele 1-3. Părinții, profesorii, elevii din clasele superioare, societatea civilă, consideră că autoritățile au făcut acest pas nu din dorința de a ridica nivelul de cunoștințe al elevilor și nici din dorința de a facilita accesul la servicii publice, ci în tentativa de a reduce cheltuielile bugetare pentru învățământ, se menționează în adresare. Consiliul local a decis în pripă să creeze o instituție educațională pilot, fără să ia în calcul necesitatea fazei de pregătire preliminară și fără să țină seama de următoarele aspecte. Aspectul material. Conform punctului 6 al regulamentului privind circumscripția educațională, o condiție obligatorie pentru crearea acesteia este comoditatea și existența de drumuri cu suprafață dură pentru transportul în siguranță cu automobilul al elevilor și cadrelor didactice la locul de studii, la locul de muncă și la locul de domiciliu. Până la începutul noului an de învățământ a rămas puțin timp. Drumurile nu sunt reparate, schimbările nu sunt efectuate. Se pune întrebarea care ar trebui să fie deosebirea dintre o instituție centrală și o filială. Reforma mai prevede și trecerea la învățământ
învățământul pre-profil. Școala pilotă trebuie să aibă și o excelentă bază de pregătire industrială, să fie asigurată cu specialiști corespunzători în domeniul. Comisia de adjudecare a concursului regional pentru cea mai bună școală pilotă din regiune, analizând situația în care se află școala din Mămăliga, nu a considerat să o declare câștigătoare în competiție, dar acest fapt nu a fost luat în seamă de o parte din consilierii Consiliului Mămăliga și nici de către conducerea inspectoratelor învățământului.